În acest episod l-am trolat pe Darunzel 2012 la un concurs de construit cu un dispozitiv de control a mințile oamenilor și a fost foarte amuzant. Credeți că am reușit? Scrieți în comentarii și dați note și la construcțiile pe care noi le-am făcut. Vizionare plăcută! Deci gata, Darunzel, fii atent, asta este partea ta, astăzi construim ceea ce ne dorim, ceea ce îl dorești tu, Darunzel, aia o să construim la fel și eu și o să ne dăm la final note în comentarii, o să ne dea și oamenii, o să ne dăm și noi, Darunzel, și o să vedem care a făcut practic mai frumos, să vedem ce construim, Darunzel, dacă construim același loc sau poate cine știe, construim niște chestii la care nu ne-am fi gândit, Darunzel, asta este chestia de astăzi, asta este scopul, să construim ceva super, super interesant la care nu ne gândim ca să fie mai interesant, mai surpriză. Ok! Ok, dar să le deși atent, acum tu stai cu asta pe cap, dar să le tu rămâi cu asta pe cap, ca așa este foarte, foarte bine pe tot parcursul episodului, dar să le pe tot parcursul concursului acestuia, tu rămâi cu ea pe cap, ok? Ok! Bine, papa, dar să le fac acolo ce ai tu de făcut, dar să le și gata, ok, mamă, deci dar să le vedem că sare în sol, nu știu care este faza cu el, dar da, astăzi o să-l trolăm pe dar să le uitați vreo, dar să le sare în continuu, dar în fine, nu mai contează asta. Deci astăzi o să-l controlezi pe dar să-l cu acest dispozitiv pe care le vedeți în mână și cu chestia aceea, dacă nu v-ați uitat, trebuie să uitați neapărat la episodul de ieri pe care, dacă nu l-ați văzut, nu o să vă dați că o să vă dați că dacă seama, dar a fost foarte, foarte amuzant atunci unde l-am trollat practic toată ziua, oriunde, peste tot, peste tot, peste tot. Și astăzi o să facem doar aici la construit și o să fie super, super interesant pentru că eu o să-l pun să construiască niște chestii amuzante la care el nu se gândește și n-ar vrea să construiască în așa fel încât să-mi iasă mie mai bine să câștig concursul, oricum câștigam de obicei, dar să fie și mai amuzant, să vedem și ce o să facă dar Darusel și ce o să facă după ce îi spunem noi, dar nu mai stăm la vorbă, o să vedeți când începem acum direct distracția, dar prima oară trebuie să mă apuc și eu, nu știu ce să construiesc sincer, mă gândeam să fac ceva de genul ceva de Crăciun, habar n-am că tot e sărbătoarea asta, nu știu, să fac, nu știu, cred că o pădure, ceva, cu zăpadă, cu chestii de gen, da, nu știu, fac mai multe chestii de iarnă și vedem, începe momentan, la prima oară trebuie să mă duc acum mai repede la dar să știm totuși ce faci la acolo și să-l controlez, așa din prima, să începem așa, din prima intrăm direct în pâine, cum s-ar spune de la început. Opa, 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 ce faci, mă, dar să le aici, te descurci, mă, dar să le faci bine aici, mă, tu ce faci aici, dar să le uite-te în spate aici. Am voie să mă uit astăzi ca să vadă și oamenii, nu de alta, dar Darusele, am voie să mă uit astăzi, dar tu ce vrei să construiești aici, Darusele? Ia faci, bă, din gură, pleacă, pleacă! Bă, Darusele, cred că nu mă înțelegi, Darusele, cred că nu mă înțelegi, ce construiești tu aici, spune-mi? O casă! O casă? A, Darusele, fii atent, Darusele, fii atent, nu vreau să faci o casă, vreau să faci, adică să faci o casă, dar să faci o casă de păsări, Darusele, într-un copac. A, ok, deci Darusele, să te apuci de casă de păsări, bine, să sperăm că se apucă de o casă de păsări, ok, Darusele, o să mai vin, să mai vezi ce mai faci tu pe aici, mai vin mai încolo, Darusele, ok? Ok, papa! Uitați-l la Darusele, deci mă face urât, în fine, nu mai contează asta, dar ce este bine, l-am pus să fac o casă de păsări, nu știu, mi-a venit așa ideea asta și chiar sunt curios cum o să iasă totuși dacă fac o casă de păsări, dar o să facem mai multe chestii, asta este doar începutul, acum trebuie să ne apucăm și noi, trebuie să iau niște materiale și să ne apucăm să-i dăm drumul, că cine știe, adică eu pot să-i fac practic să construiască el altceva, să-l trolez și chestiile astea de genul, dar eu dacă nu construiesc nimic, cred că o să mă bată, dar asta facem astăzi, îl trolez așa, construiesc și eu și facem cât mai multe chestii. Bun, i-am ales toate materialele, bine, nu sunt toate, dar probabil astea sunt cele de bază. Practic mă ocup de chestiile astea și o să vreau să fac în felul următor. Vedeți că am zăpadă aici, am niște chestii de astea tot așa de zăpadă, am snow golem aici foarte, foarte frumos, am niște saplinguri, am aici niște astea, niște lemn. Practic pe aici am și un campfire cu care eu vreau să fac aici un fel, dar nu cred că v-ați prins, sincer, vreau să fac o pădure cu campfire cu chestii de genul, să fac un iglu, ceva de genul, ar fi super, super tare, chiar sunt curios cum are și ideea aceasta. Dar trebuie să ne apucăm aici să facem aici conturul, să vedem platforma unde o să stea aici foarte frumos, pentru că vă dați seama că nu o să fac pe tot asta, că este foarte, foarte mare și n-ar ajunge, sincer. Adică da, dar facem aici o mică platformă aici, să vedem așa, să practic să avem și noi loc aici, să facem ceva foarte, foarte frumos și eu zic că o să iasă ceva super, super genial. Pe lângă chestiile acestea, poate să mai fac ceva, dar momentan să vedem ce o să fac eu aici. Și după ce fac eu aici podeaua asta, după ce fac platforma, toată platforma asta, vreau să mă duc și la Darusel să vedem ce mai face el, să vedem dacă s-a apucat totul să facă, dacă a mers ăsta de controlat și acum, dacă Darusel s-a apucat să facă o casă de păsărele, cum ar veni, și după vedem ce mai bune, ce mai bune să facem, să mai construiască pe acolo, îl punem să construiască altceva, nu știu ce mai punem, să spargă, nu știu, să facă cu roz, cu nu știu, vedem noi ce facem, dar prima oară hai să terminăm noi aici și vedem după ce să facem. Bun, deci am făcut oarecum platforma, cam așa o să arate, probabil o să mai modific, o să mai fac ceva mai mare dacă nu o să am eu spațiu de treburi asta, dar uitați-vă ce idee mi-a venit, idee super, super tare, nu știu, mi se pare, arată super genial, nu știu, scrieți-mi și voi acolo în comentarii cum mi se pare treaba aceasta, adică uitați-vă puțin aici, am făcut aici, acum ar veni o cascadă și este înghețată că practic vine iarna, credeți că mai rămas apă pe aici, cum ar veni, că așa ar fi bine să stea normal că e cu apă și a înghețat apa, o parte a mai rămas cât de cât așa, dar eu zic că arată super, super genial, acum mai trebuie să mai facem noi pe aici, să facem un iglu ceva, să facem un campfire, cred că pun campfire-ul direct aici, pun și eu aici un sapling ceva, mamă, dar trebuie să punem gres, că n-avem cum să punem cu astea, dar vreau să mă duc acum repede la Darusel, vreau să văd el ce a mai făcut pe acolo, dacă se descurcă, dacă face și el niște chestii acolo interesante, că totuși, mamă, deci arată ok, arată ok, bă, chiar arată sincer ok, îmi place cum arată, e așa drăguț, nu știu cum arată platforma asta așa, nici nu e ceva foarte
foarte, foarte mare, nu e ceva foarte, foarte complex, dar o să iasă ceva super, super frumos, adică după părerea mea. Dar haideți să mergem acum la Darcel, chiar sunt curios ce faci acolo, dacă s-a confirmat regulile mele, adică dacă folosesc dispozitivul ăsta, el trebuie să se confirmeze, așa ar trebui să fie normal, dar haideți să vedem. Bun, acum trebuie să merg repede la Darcel să vedem, bă, ce fai mă, Darcel? Te-ai speriat? Da, acum m-am speriat cu asta, bă, Darcel, dă-ți mai ajuns de pe cap, Darcel, dă-ți vă pălăria, bă, Darcel, părăria aia frumoasă, bă, Darcel, dă-ți vă pălăria, așa mă, ia, mamă, Darcel, dar vezi că nu îți încheață capul, așa mă, bravo, Darcel, arată mai bine, mă, asta tradițională, așa mă, ia, ce-ai făcut aici, mă, Darcel, casă de poze, mamă, deci te-ai conformat, bă, Darcel, dar ți-ai să faci un copac, bă, Darcel, așa ți-am spus. Darcel, poți să mă uite, am voie să mă uite, sparge-mi asta aici, Darcel. Tu nu o să te uiți, tu nu o să te uiți, ok? Și nu o să te uiți, ok? Lasă-mă în pace, stai că mă mănâncă cap. Ok, gă, hai, bă. Bă, ce faci? Bă, dar ce caute aici, bă, ia pleacă, bă. Ia ce caute aici, bă, ia pleacă, hai, Darcel, te mănâncă capul, mă, puneți mai înapoi, gata, te-am mâncat capul, gata, puneți înapoi, Darcel, okay, că așa e frumos, că dacă primești, Darcel, puneți aia în cap, dacă primești un cadou, așa e frumos, Darcel, să spui aia înapoi, ce să faci, o dai jos, Darcel, după ce, Darcel, nici măcar nu te-am auzit bine mai devreme, dar în fine, Darcel, vezi, dacă nu mai ai bă cap, puneți-o înapoi, Darcel, ce înseamnă asta? Pleacă-te aici! Dacă ți-o pui, plec, Darcel. Ok, acum pleacă! Gata, gata, deși atent, Darcel, modific acolo cu rost, Darcel, și acum lasă că o să vină, mă, o să mai vină. Ok, mamă, deci vedeți, mamă, deci și-a dat, ăsta se închide așa. Mamă, deci a dat Darcel aia jos acolo, bă, și nu trebuia să și-o dea, bă, frate, nu știu, iară nu mănâncă capul, nu știu, scoate niște chestii, dar vedem că la un moment dat, adică l-am făcut înapoi să-și pună aia pe cap, ceea ce este foarte bine, și acum să vedem ce să facem noi aici, cred că o să fac igrul în partea aceasta, pe undeva, ceva de genul așa, în partea aceasta, nu știu exact cum o să-l fac, dar o să fac ceva de genul, bă, eu zic că n-ar trebui să fie ceva super, super mare, adică cred că ar fi ok să-l facem fix așa în partea asta, cred că ar da foarte, foarte bine, bă, arată chiar, bă, mie chiar îmi place, sincer, adică este o temă foarte, foarte șmecheră, ce am ales aici, bine, practic nu e o temă, e ceva ce mi-a venit mie la alegere, practic noi nu facem nicio temă, practic aici facem, că-l trolez de pe dar să-i facem ceva random, că n-am venit să facem, să construim exact ceva, dar, bă, eu zic că o să iasă ceva super, super tare, dar aici trebuie să-l fac fix așa în partea asta și aici ar trebui să fie intrarea, cred că sparg asta. Cred că sparg asta ca să fie mai bine așa și cam asta este intrarea, undeva ceva de genul pe aici, dar mă rog, bă, arată ok, chiar arată super, super tare. Chiar sunt curios cum o să arate rezultatul final și să mai mergem la Darcel, să mai trolăm cu ăsta de invizibilitate, doamne, să-l trolăm. Mamă, dar fiți atenți, scrieți și în comentarii că tot am zis asta de invizibilitate, scrieți acolo în comentarii dacă vreți să-l trolezi la fața ascunselea. Nu la fața ascunselea, și la fața ascunselea de fapt, dar și aici la construit cu invizibilitate ca să văd ce construiește și să-l trolezi, să construiesc după el, practic să fac aceeași construcție, să vedem cum reacționează. Bun, deci cam așa arată cum am făcut eu totul și vreau să mai fac ceva pe lângă, dar încă nu vă zic, vreau să vă prezint înainte toate acestea, este iglul, cam așa ceva de gen am făcut aici foarte frumos, un pat, un furnal și un chest, aici avem unde să ne încălzim, practic aici sunt niște snowmen din aceștia, cum ar fi oameni de zăpadă din aceștia, care practic este într-un fel tărâmul lor și cam așa arată. Acum mă gândeam să fac aici în spate, să fac un fel de castel, cum ar veni, pentru că mi se pare că l-am făcut foarte, foarte, adică aș putea să fac mai multe chestii, chiar vreau să fac mai multe chestii, dar înainte de toate, hai să facem asta și după vreau să mergem la Darcel să-i mai facem și noi troll, că să ne folosim și noi mai mult de chestia asta, să vedem ce mai face și el pe acolo, trebuie să-l trolez neapărat, să-i facem să iasă, bă, frate, că nici nu vreau să mă bată, dar în același timp vreau să-l trolez să fie cât mai amuzant, ca să-și dea seama după la final, la final de videoclip, vreau să văd cum reacționează. Mamă, deci Darcel chiar a făcut un copac, mă, în sfârșit a făcut un copac. S-a conformat practic regulilor mele, cum i-am spus eu, vedem că a făcut copac acolo, dar o să mă duc imediat repede la el, chiar sunt curios ce a făcut. Mă, ce... Da, cred că Alice sau Darcel s-au apucat iar să facă niște chestii de genul, să-mi pună mie troll, să-mi facă troll pe aici, să-mi pună blocuri, să vină la mine, dar sper că nu e Darcel, că altfel ar fi văzut ce am construit. Ce vrei, mă, Darcel, ce cauți aici, ce vrei? Ai terminat? N-am terminat, bă, Darcel, dar nu mai vorbi peste mine, că nu te aud. Ok, și ați răbărat fălii, eu cum am terminat? Da, te-ai terminat bine, dar vorbește și tu mai tare, Darcel, în fine, hai, du-te, rămâi acolo, Darcel, că eu mai am de făcut, Darcel, gata. Ah, este puțin, fiate, bă, Darcel, vreau să văd ce-ai făcut tu pe aici, ia să mă uit. Mamă, ce-ai făcut, mamă, ai făcut copac, mă, Darcel, cum ți-am spus eu? Da, bă, da. Da, ai făcut, mamă, și bă, parcă am auzit un sunet așa. Ai ce, bă, ce s-a auzit, Darcel? Ia să intrăm aici înăuntru să vedem chestiile astea de genul. Ah, ți-ai pus pe papa,
Ok, dar să le nu mai faci așa urât. Hai că am ieșit afară. Fii atent, bă, dar să le pe lângă asta, dar să le fii atent. Vreau să faci aici, vreau să faci o mini căsuță de păpuși, să faci ceva cu roz, dar să le și să scrii că să scrii pe un sign că ți-e plac păpușile, dar să le așa vreau să faci, ok? Bine, mă, hai, pleacă, pleacă, pleacă. Gata, gata, plec, dar să le fac acolo, fac acolo. Hai să vedem ce face, dar eu chiar sunt curios cum o să facă să scrie că îi plac păpușile și toate chestiile genul că îi place să se joace cu păpușile, nu știu, dar acum hai să ne punem noi la treaba noastră pe care voiam să continuăm. Să facem aici foarte, foarte frumos un castel, dar mă, ce-am făcut eu aici? Picioarele astea așa, nu știu care este faza cu ele, în fine, vreau să facem așa, hai că ducem tot așa, dacă tot am început chestia asta, vreau să duc aici să vedem cum o să iasă, dar avem o problemă, trebuie să ne dăm seama să vedem dacă o să fie aici, uitați, dacă punem așa, așa, bam, 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 să vedem dacă o să fie simetric, ca să iasă totul bine, că altfel o să fie cam nașpa, dar ia fiți, mamă, mamă, deci fix simetric l-am făcut, mamă, bă, nota 10, mă, acolo în comentarii, bă, 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 bune, mă, nu, la simetrie nu vă puneți cu mine. Da, foarte amuzant, dar este el, nu știu, sincer, adică, da, uitați, a venit la mine, da, în fine, nu, la, ok, lasă-mă, că o să mă duc eu la el, o să mă duc la el să vedem dacă el a fost sau dacă e fi Alice, mă, dar Alice n-a mai fost pe acasă, nu știu care este faza cu ea, pe unde o fi, de fapt, stați puțin, că Alice a dus să petreacă cu familia de 1 decembrie și încă văd că petrece, nu mai vine pe acasă, nu știu care este faza cu ea, dar mă rog, în fine, lasă, că stai eu cu Darius, ne facem noi aici treaba, să-l trolezi pe Darius, pentru că asta îmi place, bă, astăzi, bă, îl trolezi pe Darius la maxim, l-a construit, bă, ce e mai frumos atât, adică bine, asta ar fi fost bine să mi-o facă el mie, pentru că așa ar mai fi avut și el șanse să câștige, că oricum câștigă de fiecare dată. Am vrut să fac ceva mult mai diferit față de cum am făcut eu castele pe acolo, când am mai făcut castel și chestii de genul și cam așa arată, nu știu, mi se pare interesant cum ar veni într-un fel este abandonat, dar nu prea, dar arată interesant. Aici am făcut un fel de niște țurțuri, cum ar veni ai niște țurțuri pe aici și aici la fel și bă, eu zic că arată cât de cint. Aici am făcut un fel de turn, aici n-am făcut mari chestii, aici în interior am pus un campfire, am pus pe aici chestiile astea de genul așa, hai să mai punem așa câte puțin, câte puțin și aici avem un fel de tron, cum ar veni aici este tronul, ăsta e foarte frumos aici la tron, regele cum ar veni, uitați-vă că vine regele, ăsta este regele cum ar veni practic, bine, nu, nu, dar în fine, v-ați prins voi care este ideea și da, am făcut aici pușa cum ar veni și cam atât, nu știu, n-am ce să vă mai prezint mai mult de atât, aici este o păpușă de asta pusă așa la mișto, nu știu, mi-a venit mie să pun o păpușă aici și cam asta e, atâta, sincer, eu zic că arată decent, chiar arată super, super interesant chestia aceasta, mie chiar îmi place cum a ieșit rezultatul final și acum haideți să mergem repede la Darcel să vedem ce a făcut el, dacă s-a conformat regulilor, dacă a făcut chestia aceea cu păpușile, dar am zis eu acolo și toate chestiile astea de genul și să mai punem să mai spargă și el ceva pe acolo, nu știu, vreau, chiar sunt curios să totuși cum o să fie rezultatul final într-un, la un moment dat. Practic la final, adică înainte de toate vreau să scrieți acolo ce note îi dați Darcel când o să intru eu acum și ce note să-i dați și la final când schimbă toate alea și da, chiar sunt curios cum o să fie și scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să facem treaba asta și cu Alice, deja nu mai știu să mai vorbesc, hai că mă duc la Darcel, nu mai are rău să mai vorbesc că vorbesc prea mult. Da, uitați-vă, fix acum când am vrut să plec de aici, uitați-vă ce se întâmplă, mă, dar am pus eu, pusasem eu gheața aia, bă, uitați-vă că s-a topit gheața, mă, frate, cum s-a topit, mă, gheața? Bă, dar vedeți că arată mai interesant, chiar e mai mișto, mamă, zici că e o rachetă asta, nu știu care este faza, dar haideți să mergem acum repede la Darcel să vedem ce face Darcel aici, chiar sunt curios. Mama, bă, Darcel, ce faci pe aici, bă, ai făcut casa de păpuși? Da, ia, mă, casa de păpuși alu Darcel, bă, dar nu mai vrei să vin și vorbești, tu mai tare, Darcel, vino aici lângă mine ca să stau și eu bine. Nici chiar așa, Darcel, fii atent, hai să-mi prezinti mie, casa de păpuși alu Darcel, bine, ai zis foarte, foarte bine, lui Rafael îi plac păpușile, bă, bă. Stai, bă, alu, bă. Rămâi cu șapca aia în continuu, nu-ți mai da pălăria aia, jos că nu-i frumos, Darcel, e cadou și nu-i frumos să-ți dai. Bă, Rafael, bă, dar nu știu, bă, Rafael, bă, îți mântui, bă, Rafael, aici poți să-ți spargă cineva blocurile, bă. Bă, Darcel, nu înțeleg ce zici tu acolo, dar fii, în fine, nu mă mai interesează asta, fii atent, Darcel, vino aici afară, vin, gata. Bă, dar care face tron, bă, Rafael, care face tron? Bă, ăștia au venit de la mine, dar vei că am lăsat eu ușa deschisă, îmi pare rău, bă, fii atent, bă, dar să le vin, mă, mai și speria, bă, vorbesc, bă, cel mai serios, chiar mai speria, bă, bune, chiar mai speria, dar fii atent, dar să le, ok, ai făcut-o asta, dar să le și fii atent, știi ce vreau eu acum, dar să le, fii atent, bagă un TNT, dă un, ia un TNT în mână, dar să le, și dă-ți un singur TNT fix aici să-l pui, fix aici să-l pui, dar să le, fix aici, aici să-l pui, fix aici să-l pui, dar să le, TNT-ul, fix aici și să-l pui, ok? Ok, da, tati! Păi hai, pune-l, pune-l, dă-i și dă-i drumul, dar să le, dă-i drumul la TNT și să vedem ce o să iasă, dar aici dacă o să iasă mai interesant, ia să vedem, chiar sunt curat. Ce fraieraș! Bă, dar să le, cred că nu ne-am înțeles, dar să le, cred că nu ne-am înțeles, dar să le, pune TNT-ul la o dată, că dacă nu, dar să le, te scot din oraș, te dau afară din oraș, așa, bravo, bravo, ia să le, lasă, să vedem, ia să vedem, ia.
Hai, dar să le ți-am zis, așa, gata, bravo, foarte frumos. Dă-i curaj și lasă-l să explodeze. Ia să de... dar să le și fii atent aici, dar să le vreau să faci aici ceva, să umpli așa, să faci ca și cum ai o piscină, dar să le aici, o piscină. Așa, foarte, foarte frumos, dar să le și fii atent. Vreau să scrii aici, să pui un sign aici, dar să le și să scrii, dar să le 2012, o să iasă din serie. Așa, așa, dar să o să fie șeful seriei. Ok, gata, nu, la, lasă că nu mai interesează, rămâi tu acolo. Ok, mamă, deci deja mă enervează. Uitați-vă puțin că faza este în fel. Mamă, nici nu mai pot să... Ok, ok, nu, trebuie să mă calmez puțin și revenim după. Bun, deci practic uitați-vă puțin ceea ce se întâmplă. Deci Darusel, ca de fiecare dată, e Darusel, practic nu funcționează chiar așa cum trebuie de fiecare dată, că la Darusel e mai greu, adică Darusel e mai nebunatic așa de fel, dar în fine, oricum, mie îmi place ceea ce e și rezultatul totuși chiar, adică e și că de ok, putem să facem multe chestii, dar să miră și așa puțin de el. Eu am terminat asta să fie tot și acum vreau să-l adepă Darusel să-și dea cu părerea despre ceea ce am făcut eu aici și înainte de toate, dacă Darusel, că știți că Darusel să-mi dea notă mică, eu o să-i zic să-mi dea notă mare. Deci dacă eu o să zic o notă mică, eu o să-i zic să-mi dea notă mare, nu mă interesează, sincer, o să dea notă, să dea o notă sinceră. Nu, o să-i zic direct, pot Darusel dă o notă sinceră și chiar așa o să facă și o dată în viață să dea notă sinceră. Uitați-vă ce mi-a făcut Darusel. Deci da, să apucă, da. Practic Darusel deja a văzut, mă, stai mă, Darusel, revino mai aici, că știu că ești aici, Darusel, vino, vino, hai, arată-te. Bă, de fapt, ia să puțin. Mă, bă, bă, da, Darusel. Ce, bă, lasă-mă, bă, în pace, bă, lasă-mă. Bă, dar ce se întâmplă, Darusel, de să pun TNT-uri și chestii de genul la mine pe acolo? Dar ce, bă, Rafael, bă, bă, vină, bă, Rafael, bă, bă, uite, bă, 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 uite-te, mă, bă, e satana. Mă, ce, bă, bă, Darusel, nebunii, nu, mă, vină, 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 vină după mine, vină după mine, Darusel, vină aici, fii atent, Darusel. Mă, ce-ai făcut, mă, aici, ți-ai făcut asta aici, bă, bă. Eu vrei. Dar să le deschide ușa așa și vino aici. Lasă ăsta, dar să le vino aici ca să fac prezentarea. Prima oară să vină la mine să vezi, dar să le ia uite-te, dar să le ce am făcut eu aici. Ia uite, ce pără, ce crezi tu că am făcut eu aici, dar să le ia uite-te la tot ce am făcut eu aici. L-ai făcut pe bă, 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 Rafael, bă, bă, bă. Este era fantoma pe ușa asta rupt, bă, Rafael, bă. Mă ce, mă, dar să le mă țipa mașa, mă, dar să le mă ce, mă, ce, ce, mă, ce te speriam așa, mă, ce, mă, dar să le ce cu băbușa asta, ce cu ea? Este foarte urât, e foarte urât. Mă, pleacă de aici. Am, dar să... Ca... Na, uite-o e în jos acolo. În fine, mă, dar să le... Ce crezi că am făcut eu aici, mă, dar să le... Lasă-mă, păpușa aia. Zi-mi ce crezi că am făcut eu aici, dar să le... Ai făcut iarnă? Ce Crăciun, bă? Ce am făcut, mă, dar să le rămâi mai aici, că nu te aud, vină după mine, lângă mine aici. Ai făcut o iarnă, ai făcut iarnă, ai făcut cu Moș Crăciun, ai făcut la polul nord, la Liviu. Mă, ce, mă, bă, iarna cu Moș Crăciun sau ce zici tu acolo? Da, mă, ai făcut la polul nord, la Moș Crăciun. Nu, mă, cu Moș Crăciun, mă, dar să le, adică, da, e un ăsta de iarnă, peisaj, da, ia, uite, fii atent, ăsta este iglul, dar să le aici, e o cascadă așa, înghețat, știi că, na, e iarnă, e frumos, aici avem un copăcel, aici un brăduț și aici avem un castel, dar să le, ce părere ai tu de ce am făcut eu, fii atent, înainte toate, dar să le, vreau să... Dar să le, deci acum vreau să-mi dai o părere sinceră. Vreau o părere sinceră, dar să le, să dai o notă sinceră și o părere sinceră. Nu mai sparge nimic, dar să le, că o să fii descalificat și ne supărăm, dar să le, s-a înțeles? Ok, bă, Rafael, stai, stai, așa. Mamă, bă, ce? Dar ce încerc? Nu e nimic, dar să le, fii atent, vino aici. Mă, ce fac? A, mă, nu mai da, mă, dar să le, pe bune, gata, gata, oprește-te. Hai să facem aici frumos să vadă și lumea, dar să le, că nu e frumos să facem așa. Deci fii atent, dar să le. Ce notă și ce părere ai tu de ce am făcut eu partea asta cu iglu, partea asta și după de castel, dar să le. În prima oară vreau să-mi spui aici. La asta o să dau notă. Opt, e bune, e bune, a, bă, dar nu mai pune, nu mai pune, gata. Gata, mă, dar să deși atent, trebuie să îi dai nota 8 la partea asta cu iglu, da? Yes! Așa, lasă TNT-ul ăla, nu mai folosiți, am spus și fii atent. Acum vreau să-mi zici aici ce notă îi dai tu la castelul acesta, dar să le, ce părere ai? Uite-te că fii atent că am făcut și tronul aici, dar să le, poți să te pui tu să fii regele aici a zăpezii, dar să le, dacă vrei. Așa, bă, care sunteți fraierii mei care... Eu, dar sunt domnul 11, regele zăpezilor, eu am un mesaj pentru voi. Dacă nu dați like și subscribe, eu o să-l aduc pe Rafael la închisoare pentru că este na. Nu, no, foarte amuzant, deci doar să-i oricum, nici n-am înțeles, nu, scrieți dacă în comentarii dacă ați înțeles ceea ce a spus Darusel, că eu singur n-am înțeles, sincer, bă, Darusel, dar ce note-i dai, mă, la castelul ăsta, Darusel, chiar sunt curios, ce note-i dai la castelul pe care eu l-am făcut? Ia să, dacă mă uit așa și așa, eu o să-i dau nota 9. Nota 9, bă, Darusel, bă, dar nu mai pune, gata, ți-am să nu mai pui astea, bă, pune apă, pune apă, pe bune, pune apă, a, așa, gata, bă, Darusel, fii atent, Darusel, în primul rând, Darusel, spune și tu mai, Darusel, nu, lasă, lasă, nu mai vreau, nu mai vreau nimic, nu mai vreau, vino aici, fii atent, Darusel, vino aici, că vreau să vorbesc ceva cu tine, Darusel. Așa, mă, Darusel, deci ce note-i dai tu, ce note-i dai în total, deci aici ai zis că ai dat 8, acolo ai zis că ai dat 9, nu, așa, ce note-i dai tu în total, părere sinceră, Darusel, notă sinceră. Deci, fii atent, cu calculele mele, eu o să-ți dau nota, bam, 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 stai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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
Da, gata, Răsile, nu mai trage așa de timp, hai să mergem aici. Ce ai făcut, ceva urât sau ce faci? Mă, ce faci, dar Răsile? Bă, deschide-mă ușa. Așa? Ok, nu s-a întâmplat nimic. Așa, mă, fii atent, dar hai să vedem ce ai făcut aici. De ce ai făcut casa de popoși pe care am văzut? Am văzut aici și, bă, dar ia, mă, ce mi-ai schimbat tu aici? Dar Răsile, 2012 o să fie este... asta, atât, în fine. Bă, dar Răsile, fii atent, vreau să văd ce ai făcut tu aici. De ce ai făcut chestia asta așa? Și vreau să văd ce ai scris tu aici, că ai scris tu ceva aici, bă, dar Răsile, vreau să-mi prezint, dar Răsile, ia, ce, cum îi cheamă pe ăștia? Ok, hai. Bă, cum îi cheamă pe ăștia, dar Răsile, ai uitat de ei? Ali și Rafael. Foarte amuzant. Dar Răsile, să vedem cei care dau like și subscribe, prietenii lui Darusel 2012, n-am prieteni, Alex 2012, Saic, Rafael, mă... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.